doamna Mariana Roiu, editorul acestei cărți, editorul lui Iurie Roșca, așa, altul scriitor de... al acestea, altor opere ale lui Iurie, da. Bună ziua, după cei doi vorbitori, după domnul Severin, m-ați pus puțin într-o situație așa un pic mai mititică. Eu încerc să, nu are sens să vi-l prezint pe Iurie Roșca, vi l-a prezentat și domnul Dragul Dumitriu, a vorbit și domnul Duca, sigur, și domnul Severin, de a cărui prezență suntem foarte bucuroși, cel puțin eu, pentru că îl apreciez pe acest domn, ministru de externe și lucrările și condeiul domniei sale. Da, pe Iurie Roșca nu pot să vi-l prezint, pentru că este cunoscut prezența dumneavoastră și dumneavoastră știți foarte bine de românii de dincolo și de dincoace de Prut. Este foarte cunoscut. Acest om a fost în arenă de câteva decenii, s-a manifestat și a manifestat idealurile, a luptat pentru el, pentru ele, fiind în arenă, sigur, de 30 de ani, de peste 30 de ani, poate. Iertați-mi termen, nu știu dacă este dur, eu consider că a fost alungat, a fost lapidat, pot să spun, a fost umilit de foarte multe ori și a auzit foarte multe invective, dar Iurie Roșca a stat în continuare în arenă, a fost, s-a sacrificat, dar de fapt nu pe el, că până la urmă noi putem să ne sacrificăm pe noi înșine, pentru că avem o relația noastră cu Dumnezeu și cu noi. Mm-hmm. Și-a sacrificat familia. Despre carte, nu știu, a vorbit domnul Severin aproape, să-i spun așa, pe liniile cărții, nu știu, exhaustiv, aproape, nu pot, a vorbit domnul Duca. Eu cred că domnul Roșca, aș vrea să subliniez trei direcții pe care le-am văzut eu atât cât am trecut prin carte. Iartă-mă, Iura, că nu ți-am citit cartea. De fapt, el prezintă realitatea în care ne trăiește lume, trăiește România, trăiește Basarabia. Este o lume în care eu cred că a ajuns la un anumit punct în care, așa cum spunea și domnul ministru de externe, își caută o altă cale, un alt drum, un alt construct. O altă direcție pe care, de fapt, eu le văd ca niște articole doctrinare. Nu sunt doar articole simple de jurnalist care să prezinte o realitate imediată, să povestească ce s-a întâmplat, ce a spus X sau ce a spus Y. De fapt, este o realitate, este un construct doctrinar. De asemenea, pentru că tot s-a vorbit de limba română. Da, limba română, domnul Dumitriu a spus că este, că Blaga a spus că este incompletă. În același timp, eu pot să, Noica, în același timp, Noica a spus că limba română, ca și limba germană, sunt două limbi care au vocație filozofică. Da, noi trăim, suntem un popor, nu știu, o națiune, deci acest concept este modern, acum 2000 de ani nu se vorbea de națiune, suntem un popor, gândim în limba română, simțim în limba română, trăim în limba română, iubim în limba română. Cuvântul dor știți foarte bine că este unic în limbile pământului. De asemenea, Iurie Roșca vorbește și cred că vorbește despre patriotism. El face o distinție teribilă și ne îndeamnă pe toți românii de dincoace de Prut, să vedem că să facem distinție între patriotismul de copertă, un patriotism zgomotos, cu surle și trâmbițe, care nu face bine nimănui, nici unora, nici altora. Față de patriotismul trăitor, față de patriotismul jertfelnic, cu care cred că Iurie Roșca a trăit. Pentru că nu trebuie să te bați cu pumnul în piept că ești român.
De acolo sau de aici? Iurie Roșca este foarte consecvent. El a fost un ionist, era un entuziast, era un idealist. Dar el a rămas, el a trăit, de fapt, esența acestui neam, nu a acestei națiuni, acestui neam. Acestui neam care, uite, că dăinuiește de foarte mult timp. El a încercat să-și încearcă să deschidă ochii, nu nouă, toți, chiar și lui însuși, să deschidă ochii asupra acestui lucru, să trăiești autentic, să te jertfești pentru poporul tău, pentru pământul ăsta, pentru că noi am rezistat în istorie jertfindu-ne și chiar boicotând istoria. Foarte multe popoare au dispărut, dar noi am boicotat istoria și trebuie să avem grijă atunci când apare elita noastră să ne readucă în istorie, să găsească momentul propice, prielnic pentru noi, să ne afirme elita în istorie. Dar în ultimii ani, noi elita am batjocorit-o, am aruncat cu pietre în ea. Știți, exact cum spunea, cred că Topârceanu, corul de broaște face un zgomot, a început să arate că e cumplit, încât tulbură tăcerea nopții, liniștea nopții. Așa și lucrurile care se întâmplă astăzi. Este un vuiet de neimaginat, tocmai ca noi sau cei câțiva oameni care vor și știu și pot și au disponibilitate și capacitățile sufletești și intelectuale să scoatem, să ne scoată la liman, să ne spunem un cuvânt. Pentru că spuneați că, domnul Severin, că noi trebuie să ne afirmăm în construct și în Europa, să ne afirmăm noi ca români. Da, numai că noi ne-am afirmat foarte mulți, multe spirite și conștiințe și oameni de valoare, nu mai spun Brâncuș, Eminescu, Cioran. Domnul Brâncuș. Da, sau au înscris, în universalitate cultura românească. Deci noi suntem acolo. Numai că trebuie să vină oamenii care să arate noi suntem acolo și trebuie să ne luați în considerare că noi am pus și noi o bucățică de cărămidă la temelia culturii universale. Eu vă mulțumesc. Iertați-mă, nu mai am experiența vorbitului în public și emoționez, mă mai bâlbâi, dar vă rog să mă iertați pentru această chestiune. Îi mulțumesc lui Iurie că a venit. Să știți că el a venit acum, eu mă așteptam să vină foarte multă lume. Simțeam că ar fi trebuit să vină. A venit aici. A venit să fim împreună. A venit să pornim împreună cu demnitate pe un drum. Dar poate data viitoare, poate că într-un sfârșit, noi ne vom trezi, nu din somnul cel de moarte, din orbecăiala în care ne-au dus interese de o parte sau de alta. Vă mulțumesc foarte mult!